Bună ziua, dragi prieteni! Numele meu este Iulia Herbil. Bine ați venit la Cafeaua cu fericire! În Londra, Albert Swayze, câștigător al premiului Nobel, a fost întrebat ce crede că greșesc oamenii sau unde crede că greșesc ei în societatea modernă. Albert Swayze a răspuns senin: cred că oamenii din societatea modernă nu își folosesc mintea. Pare un răspuns hilar. Adică, cum? Noi nu gândim? Ei bine, una este să gândești și alta este să gândești așa cum trebuie. Acest așa cum trebuie se referă la gândirea constructivă. Or, gândirea constructivă aparține nișei de gândire pozitivă. Doar gândirea pozitivă, optimistă, poate să construiască. Gândirea negativă, a îngrijorărilor și a nesiguranței, nu poate decât să destrame. Nu poate decât să dea la o parte tot ceea ce a clădit gândirea pozitivă. Gândirea pozitivă, a încrederii, gândirea așa cum trebuie, este gândirea care ne ajută să planificăm, să facem. Gândirea neîncrederii, gândirea negativistă, ne ajută să stăm pe loc, să ne oprim, să ne punem mereu piedici. Așadar, aveți grijă să gândiți mereu așa cum trebuie. Altfel, este ca și cum nu ați gândit. Gândiți pozitiv, gândiți constructiv. Sunt Iulia Herbil și vă aștept cu drag data viitoare la Cafeaua cu fericire.